prima dată și după aia o să ne băgăm un pic de vacuum și substanță de contrast cu uleiul, să vedem pe unde e pierde și pierderea are. Cățile mai mari de 700 de grame vine cu 10 grame de ulei. Aia este substanța de contrast care cred că este de la ultima încărcare care a fost, n-a avut pierdere. Da, depinde de pierde. Eu pe ăsta îl bag prima dată ca și test să văd dacă pierde și pe unde pierde. În momentul în care are fluctuații foarte mari și ceasurile o să ne indice creșterea de presiune, atunci înseamnă că instalația nu ține vid și nu poate să facă vid. 10 minute de vacuumare și 4 minute de test de presiune de pierdere. Salutare dragi prieteni și bine v-am regăsit la un nou episod, la un nou vlog. Astăzi sunt la volanul Opelului și vom face ceva la el pentru că nu ne-am mai ocupat de Opel. Am decis ca să facem ceva ce trebuie rezolvat deoarece a venit căldura, sunt 23-24 de grade și este necesar să băgăm freon. Mașina în momentul de față nu mai are freon, nu știu de ce, eu am impresia că îmi răsuflă pe undeva pe la garniturile de la O-ring-uri acolo la țevi în față. Nu-mi pierde foarte mult, însă am băgat acum 2 ani, nu mai știu exact. Am observat că îmi pierde freon, vedeam puțin verde pe acolo pe lângă țeavă. Așa că am decis ca să merg la un serviciu și să filmez toată operațiunea care o vom face astăzi. Vă voi informa pe voi să vedeți despre ce este vorba, cât freon va intra în mașină, deși eu cam dau seama aproximativ așa cam cât trebuie de la ultima încărcare. Și să vedem ce tip de freon, pentru că îmi spunea băiatul de acolo, de la serviciu, că unii nu folosesc același freon, alții mai bagă și freon din ăla de frigider sau ceva de genul. Bineînțeles că eu nu am acceptat ideea asta și am zis, băi, dacă facem treabă bună. Vă voi spune cât costă 100 de grame de freon, să vedem cât costă manopera, toată operațiunea și mult mai multe detalii. Dacă vreți să vedeți clipul în continuare, v-aș ruga să dați și voi pe butonul de like, pe butonul de subscribe și ultima dată un share. Astăzi vom face clip informativ cum se face încărcarea de freon. Hai să mergem la serviciu să facem freonul. Deci prima dată trebuie să facem o verificare să vedem dacă pleacă compresorul, nu? Da, prima și prima dată și după aia o să ne băgăm un pic de vacuum și substanță de contrast cu uleiul să vedem pe unde pierde și pierderea are. Da, vezi, uite, eu pe grilă nu mai am semnul ăla, știi, cu câte grame. Am bază de date. Deci tu bagi marca mașinii, da, motorizarea și anul și mi-arată cât se bagă în compresor. Acum, în momentul în care are compresorul, iau original, că mai sunt mașini care au schimbat compresorul pe ele. Da, asta e ăla cu masă dublă sau nu știu, VJ-ul, ana mea, din ce am înțeles, n-am avut probleme până acum cu el, decât cu radiatorul care l-am schimbat. Însă ți-am zis, aici sunt două garnituri, cred că pe acolo îmi pierde ceva, am văzut lichid verde, n-am avut probleme până acum. Acum am testat și am văzut că nu mai pleacă aerul condiționat. Văzând recomandările pe internet, am zis să vin la serviciu la tine. Tu vezi ce pot să spun. Și prima dată îi băgăm vacuum, apoi dăm grila jos și încercăm să băgăm cu freon. Da, da. Să vacuumăm un pic, să vedem dacă nu mai pierde. Vă recomand pentru viitor să schimb și asta de accesorii. Cureaua am schimbat-o când am schimbat-o și distribuția. La 4-5 zile mi s-a făcut la fel. Probabil a fost prea strânsă sau e prea strânsă. Probabil una din ele are joc sau ceva, utilizatorul.
Și în aparatul ăsta avem freon de arbun, nu cum bagă majoritatea freon de... De la sârbi. De la sârbi. Dar zice, ce mi-a spus un băiat? Nu mai băgăm de la sârbi, că e vama închisă. E vama închisă, da, exact. N-am de unde să la sârbi. Ăla e freon de frigider, nu? Dar nu știu cum se mai bagă și la ala, pentru că s-a oxat mult pe ala când acum 2 ani de zile s-a schimbat legislația la el și i-au triplat prețul, atunci la el și toată lumea... Sunt exact puternic de aragaz, doar că au doar... Eu am văzut. Uite, avem aici, radiatorul se pare că joacă un pic, că nu l-am mai strâns sau s-a desfăcut. Are un șurub aici, te vezi? Da, am schimbat și radiatorul de... de apă și probabil de atunci. Vezi? Este un model de mașină care ne permite să cuplăm ambele cuplele instalații de climatizare. Sunt unele la care este foarte greu de ajuns cu cele două cabluri și fiind o tehnologie mai nouă de aparat de încărcat, îți permite să faci doar cu una din cuplaje, ori înaltă, ori jos. Ceasul roșu ce ne indică? Este cel de presiune înaltă și cel de albastru de presiune joasă. Am înțeles. Acum o să căutăm autovehiculul, pentru că tu ai schimbat grila și nu mai găsim exact... Băgăm Opel Astra H, dar nu mai găsim eticheta care e specifică mașinilor. De regulă eticheta, cum ne-am zis oamenilor, era lipită pe grilă, însă am schimbat grila și nu mai este. Uite, ai o grămadă de mărci de mașini aici. Orice, cam, orice marcă. Da, cam orice marcă. Și ăsta îți dă și tipul de ulei, exact tot ce trebuie, nu? Da, da, da. Îți dă cantitate, îți dă totul și îți arăt unde până ajungem la... Înainte știi, erau scrise pe catalog din ăla. Nu m-am prins, avându-l de aproape un an de zile... Asta e tehnologie nouă, nu probabil de asta. Nu știu ce sunt, dar nu l-am prins. Deci 500 de grame de freon intră și din 500 de grame ăstea, câtă cantitate de ulei, să zicem așa, ar intra? Păi ce știu de la ei care au venit să-mi facă instructajul atunci, instalațiile mai mari de 700 de grame vine cu 10 grame de ulei și cele sub cu 20 de grame de ulei. Deci freonul nu se poate băga de ca orice instalație de... Să fie ungere. Da, ca orice instalație pe aer trebuie să aibă ungere automat. Acum ai făcut un test că îi băgai o cantitate de 150 de grame să-mi facă testul, vreau să vacumeze 10 minute și să-mi videze instalația și după aia să... Să vedem dacă funcționează, dacă prea da, aer. Bagă 150 de grame de probă, pentru că uleiul meu are o soluție de contrast, ne să vedem pe unde... Ce trebuie să știe, ce trebuie să știe lumea, că dacă au probleme cu freonul... Da. Tu le bagi 100-200 de grame, freonul ăsta se poate trage înapoi, da, nu? Da, 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 depinde de pierde. Eu pe ăsta îl bag prima dată ca și test să văd dacă pierde și pe unde pierde. De asta nu bag cantitate întreagă, ca să nu pun nici omul la plată din prima exact. La 700 de grame. Exact, poveni vorba orice de plată, cât costă 100 de grame de freon? Deci 20 de lei este 100 de grame de freon. Freon de albun, nu? Freon de albun. Așa? Și... uleiul este 20 de lei 10 grame. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Am înțeles. Deci, pentru cei care vreți să vă băgați freon, ați văzut, am filmat eu serviciul, eu am mers doar pe recomandări, ce am văzut pe internet și știți că de regulă eu cam asta fac. Am venit la Matia să verificăm mașina, să vedem care este treaba, ce s-a întâmplat, de ce nu mai merge instalația de răcire. Acum, cum a spus și el, băgăm freon să vedem dacă pleacă, să vedem care cum este treaba și vă ținem la curent cu tot ce facem. Transparent, se bagă în el o substanță specială de contrast și îl face și cu asta avem niște ochelari special și un pistol cu ultraviolet și vedem pe unde pierde. În momentul în care există o pierdere care nu e la nivelul
Da. De 100%, eu zic că sunt pierdere acolo pentru că am văzut lichid verde. Garnituri? O-ringuri sau cum se da, numește? Da, o-ringuri de plimă avem. Aveți, nu? Da, o să le punem după aia. Deci aici, dacă ai și probleme cu climatizarea, în mare parte se rezolvă. Dacă am tot ce ține de instalație de climatizare. Zicea Matias de lampa UV. Ia priviți voi aici cine arată. Uite, verdeața aia, vezi? Aia este substanța de contrast, că este de la ultima încărcare care a fost, n-a avut pierdere, dar ea nu e de acum. O să verificăm un pic să ne uităm. E un pistol cu ultraviolete. Da. Care te ajută să... Nu toți fac operațiunea asta, sincer să fiu, e pentru prima dată când văd. O am și eu, nu pot să spun că o am de foarte mult timp, cred că e ceva mai nou. Dar e foarte de folos. Da, da, ne facem treaba cu ea. Vacumarea ce înseamnă? Adică gen ține presiunea să... sau nu, cum? După aia, acum vacumează, încearcă să-și videze instalația. Și mi-au recomandat și ca presiunea absolută asta de aici, care intră și care iese prin înaltă și joasă, să rămână la 1. În momentul în care are fluctuații foarte mari și ceasurile o să ne indice creșterea de presiune, atunci înseamnă că instalația nu ține vid și nu poate să facă vid, ceea ce înseamnă că are o pierdere. O să vedem dacă va fi cazul că aparatul ne va arăta. Atenție, pierde. Vedem după cele 5 minute rămase, o să mai facă un test de presiune de 4 minute și atunci ne va arăta. În general, cât durează toată operațiunea asta? Adică la... un Opel Astra H, uite cum e al meu. Toată operațiunea de încărcare. Ei recomandă să faci 10 minute de vacumare și 4 minute de test de presiune de pierdere. Da, că tu poți să-i dai și 20 de minute încărcare. 10 minute. Încărcarea propriu-zisă durează undeva la 10-15 secunde cât ia lui să injecteze propriu-zis uleiul și freonul în instalație. Restul sunt teste, da. Restul e test, pentru că ea nu poate să bage fără test. Deci cel mai mult durează testul. Da, asta testul propriu-zis de vidare a instalației. Băi, uite, dacă nu filmam, eu chestia asta nu știam. Și poate nici oamenii care privesc nu știu despre ce este vorba. Ei știu doar că vin la service, bagă freon și atât. Știu? Dar uite, operațiunea care se face în timpul ăsta, verificarea... Fiecare client mă întreabă cam cât durează. Durează în funcție de ce are mașina. E ca la orice operațiune care și orice mașină care... Dacă există probleme, îți dai seama că poate să dureze mai mult, că na, trebuie rezolvate problemele care sunt. Sau dacă trebuie să vrea și clientul să-i rezolve. Dacă vrea clientul, dacă nu, tu extragi freonul, îți plătește ăsta, cum îi spune, manopera și cam atâta. Asta este. Deci aparatul n-a găsit pierderea absolut deloc. Deocamdată injectează cantitatea de 150 grame, să verificăm. Și pe aia să ne atăm un pic pe instalație, să vedem dacă chiar găsim o scurgere sau ceva. În mod normal, dacă nu îmi dă pierdere pe el, nu am nici pierdere pe instalație, dar vom verifica. În plus să nu avem... Chiar sunt curios. E bine că nu avem probleme cu compresorul, aia e cel mai scump la o mașină ca asta. Da, da? Da, și se pare că acum avem recoare în mașină. Da, domnul, bagă! Bă, dar ce repede bagă, rece. Înainte parcă nu băga așa repede. Asta fiind cât are cantitatea optimă și e vreun nou și de calitate, n-are cum să nu bage. Dragilor, gata cu operațiunea de încărcare cu freon la mașină, totul funcționează așa cum trebuie.
Avem vești bune, nu am mai avut pierderi de această dată, am verificat, ați văzut cu lampa UV, au fost pierderi înainte, însă de data asta când am făcut verificarea nu a mai existat. Nu știu ce s-a întâmplat sau dacă se întâmplă ceva, vedem cu timpul, dacă se va mai scurge și vom veni înapoi ca să schimbăm acele o-ring-uri la garnituri. Dacă nu este nevoie, dăm înainte și când ne ține, ne ține. Eu vă recomand serviciul acesta pentru că mi se pare foarte profesional. Ați ascultat ce a zis Matias despre încărcarea cu freon, ce trebuie să știți și poate mulți dintre voi nu știți chestia asta. Sper că acest vlog a fost informativ. Vă mulțumesc pentru că ați vizualizat până la capăt. Nu uitați de like, de subscribe și share la acest clip. Ne vedem în următorul clip la volanul pisicii. Vă salut!